Marcaje longitudinale. Primul, da? Desepararea sensurilor de circulație cu linie discontinuă, da? Aveți în mijloc linia discontinuă. Cu linie continuă, da? Al doilea, care e linia continuă în mijloc. Cu linie dublă continuă, da? Uitați-l. Al treilea, cu linie dublă continuă. Marcaj mixt, uitați-l aici, acesta este, da? Desepararea benzilor de sens de mers, da? Uitați-l aici, cu linia continuă, uitați-l aici, da? Cu linie discontinuă, uitați-l aici, da? Pentru drumul cu zona verde separatoare. Uitați aici, da? Asta le veți vedea pe șosea, pe asfalt, da? După aceea urmează pentru benzi cu circulație reversibilă, da? Avem aici mai multe benzi, frumusel, după cum vedeți. 6. La apropierea de intersecții, da? 1. Banda de accelerare. Uitați aici. Aceasta este. Banda de decelerare în momentul când ieși după autostradă și în momentul când intri pe autostradă. Da? Banda pentru vehicule lente. Aceasta de aici. Nu, scuze, aceasta de aici. Este. Banda de stocare pentru viraj la stânga. Aici. Da? Vrei să faci la stânga, intri pe banda de stocare. Marcaje transversale, da? De oprire și cedarea trecerii. Avem aici stop, da? Unde trebuie să oprim, să nu depășim linia de aici. Și cedează trecerea. Și aici avem, trebuie să cedăm trecerea și să nu dăm, să nu intrăm fără să ne asigurăm. Benzi rezonatoare din marcajul rutier. Uitați aici. Asta le veți găsi pe asfalt, da? De traversare pentru pieton. Zebră, da? După cum vedeți. Primul marcaj de sus, da? Este marcaj de traversare pentru pieton. Și primul și al doilea, da? După aceea, de traversare pentru bicicliști, da? Banda lor care trebuie să meargă și să le dea voie autoturismele aplicate pe partea carosabilă. Da? Cedează trecerea, presemnalizare pentru trecere de pieton, reducerea vitezei, bus, Brașov, taxi, E85, stop și așa mai departe. O să le găsim pe toate pe partea carosabilă, pe asfalt. Deschimbarea benzilor. Da? Săgeți de schimbarea benzii de circulație. De revenire pe banda sensului de mers. Săgeți de revenire pe banda aferentă de mers. După cum vedeți. Marcaj de interzicere a depășirii în curbe deosebit de periculoase. Da? O să le găsim pe asfalt, pe partea carosabilă. Și aici. Marcaj de reducere a vitezei înaintea unor curbe deosebit de periculoase. Aici avem marcaje pe borduri, da, după cum vedeți. Marcaje pe partea carosabilă, adică pe asfalt. Marcaje pe coronamente podețe, da. Marcaje pe parapete, după cum vedeți. Pe partea laterală stânga-dreapta. Marcaje la pasaje care nu au asigurat gabaritul de înălțime, da? După aceea, marcaje pe ziduri de sprijin și pe infrastructuri pasaje inferioare, da? La intrarea în pasaje. Marcaje diverse, ok. Marcaj de ghidare la traversarea unei intersecții,
Avem aici, urmăm traseul de urmat, care este trasat pe asfalt. Și aici, marcaj de ghidare în intersecții. După cum vedeți, venim din stânga de aici, urmăm cea de aici, din partea stângă. Venim din stânga, din partea cealaltă, urmăm aici în stânga. Deci nu călcăm centrul intersecției de oriunde am venit. Marcaje pentru spații înguste, da, după cum vedeți. Spații interzise circulației. Astea tot pe asfalt le vom găsi. Aici interzicerea staționării. Tot pe asfalt îl vom găsi și nu avem voie să staționăm. După aceea, marcajul benzii rezervate circulației autovehiculor de transport persoane, da? Aici unde avem cu bus, după cum se vede, prima bandă, nu avem voie să circulăm pe acolo. După aceea, locuri de parcare, da? Avem așa, așa și așa. După aceea, stații autovehicule, transport persoane. Asta e cu alveolă pentru autobuze. Marcaj la îngustarea drumului cu o bandă de sens, pe sens, pardon, da? După cum vedeți. Ne obligă să facem în dreapta. Marcaj pe drum cu 3 benzi pentru alocare alternativă a 2 benzi pentru 1 sau celălalt sens de circulație. Da? Și aici, marcaje temporare pentru semnalizarea lucrărilor în zona drumului public. Și aici avem dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile. Unde avem cu săgeata verde în sus, putem să circulăm înainte. Unde avem X-urile, nu avem voie pentru că circulă din sens opus. Și aici tot de la fel, dispozitive luminoase pentru dirijarea circulației pe benzi reversibile. După cum vedeți, aici avem 4 săgeți care putem să circulăm, da, înainte, și aici avem decât 2 și 4 X-uri. Deci unde sunt X-urile circulă cei din sens opus, iar unde sunt săgețile verzi circulăm noi înainte. Și aici panou cu mesaje variabile. Drum aglomerat și mai avem și niște semne de circulație.